Din nou în direct, continuăm acum cu știri externe. NATO intenționează să mobilizeze 90.000 de militari pentru o manevră menită să descurajeze agresiunea rusă. Se va întâmpla începând de luna viitoare, când va debuta cel mai mare exercițiu organizat de Alianța Nord-Atlantică de la sfârșitul Războiului Rece. Scenariul pentru acest exercițiu este un atac rusesc asupra teritoriului aliat, care declanșează articolul 5 din tratatul NATO privind apărarea colectivă, articol care a fost invocat o singură dată după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 comise de Al-Qaeda în Statele Unite ale Americii. E un scenariu la care, având în vedere că ne confruntăm în Europa cu cea mai gravă criză de securitate de după cel de-al doilea război mondial, e un scenariu care trebuie luat în calcul. Evident ca cel mai negru scenariu. Tot acest exercițiu e într-adevăr cel mai mare exercițiu pe care îl desfășoară NATO după prăbușirea Uniunii Sovietice, dar tot acest exercițiu nu are nicio valență ofensivă. E destinat în primul rând descurajării Federației Ruse și evident interoperabilității între forțele NATO. La cele mai mari exerciții militare din ultimele decenii vor participa aproximativ 90.000 de oameni care vor lua parte la exerciții de război ce vor dura câteva luni și care vor avea ca scop să arate că Alianța poate apăra tot teritoriul său până la granița cu Rusia. Sunt convins că în momentul de față, inclusiv în cadrul Alianței Nord-Atlantice, inclusiv în armarea și măsurile pe care le ia fiecare stat, au un rol esențial în descurajare. Important e cum se pregătește NATO și modul în care reușește să transmită corect un mesaj de descurajare. Pentru că aici vorbim în primul rând de descurajare. În momentul în care tu ai o alianță nord-atlantică puternică, promptă, care își schimbă acum și își adaptează inclusiv doctrina, îți pui de două ori întrebarea dacă intri pe acest culoar de coliziune. Cele mai ample exerciții ale NATO de după războiul rece au fost organizate în 2018. Aceste exerciții, numite Trident Juncture, la care au participat circa 51.000 de militari, au avut loc în cea mai mare parte în Norvegia.